ești lângă mine, e pustiu. Mi-e tare dor de tine, vreau să știu. Chiar dacă ești departe, în primăvară poate vei veni, vei veni. Când nu ești lângă mine, toamnă e, dar mă gândesc la tine, primăvară e în calendar. Chiar dacă ești departe, eu te aștept și poate vei veni, vei veni. Bună ziua, doamna Andreea. Bună ziua și la mulți ani, vă spunem. Doamna Andreea, știu că astăzi sunteți sărbătorită și am venit la dumneavoastră să vă felicităm în această zi. Suntem echipă surprize la domiciliul Iași și avem o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. Bănuiți din partea cui poate veni? Am un mesaj, în urma căruia veți afla cu siguranță din partea cui vine surpriza și spune așa: iubită, scumpă și gingașa mea soție, îți mulțumesc că ai fost și ești alături de mine mereu, indiferent de situații. Îți mulțumesc pentru răbdare, pentru aprecierea și bunătatea ta față de mine și de copiii noștri. Îți mulțumesc că existi, te iubesc la nebunie și vreau să rămâi la fel de fermecătoare, sensibilă și frumoasă, așa cum ești, încă de la prima zi când te-am cunoscut. Mulțumesc, draga mea, pentru confortul care îl dăruiești familiei create de noi. Îți mulțumesc că ai răbdare și înțelegere chiar și atunci când greșesc. La mulți ani, jumătatea mea mai bună, cu drag și dor, al tău soț. Te iubesc! Vă spunem și noi la mulți ani, sănătate multă, cât mai multe împliniri să aveți în viață și acum, dacă și dumneavoastră ați putea să-i transmiteți soțului un mesaj. De abia aștept să fie acasă, îl așteptam și acum, să fie sănătos și îl aștept acasă, te iubesc foarte mult. Ne avem și o melodie pentru dumneavoastră, vine tot din partea lui. Ești o bucată căzută din rai, ești o minune, doar tu poți să-mi dai, de lumea ta o parte, șapte zile din șapte.
și să vă revedeți cât mai repede cu soțul și cât mai multe împliniri. La mulți ani!